Bună, Semia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută tare, tare mult. Deci, vreau să încep cu Valentin și Elena. Eu niciodată n-am crezut în cuplul lor. Ați văzut cum au început. Când a vrut-o, când n-a vrut-o. O perioadă au mers bine, acum a început din nou. Ba o vrea, ba nu vrea. Deci, nu sunt serioși. El... Am impresia că a plăcut-o pe Antonia, a plăcut-o, doar a fost atras fizic foarte tare de ea. Dar ea nu l-a vrut, așa că n-a avut altă opțiune. A încercat și cu Laura, a mai așteptat fete. Elena a fost ultima lui opțiune ca să rămână în casa Mireasa. Asta e părerea mea. Voi dacă aveți alte păreri, liber să le exprimați. Eu vă spun doar ce cred, atât. Așa că stăteau de vorbă la petrecere, el băuse ceva. Ceva mai mult, dar e petrecere, nu? Și au ieșit afară să discute, de fapt ea l-a luat. Nu știu ce tot au să discute, toți, hai să vorbim. Păi da, înțeleg, vorbesc să se cunoască mai bine, e normal asta, dar când depășește deja... Aici dau și lui dreptate, ea trăiește în trecut. Dar e bine că vrea să ia atitudine și să ajute și alte femei. E bine asta, pentru că ea n-a depășit momentul de hărțuire. N-a depășit. El nu-i de acord, zicea nu, să nu plătește rău cu rău, cam așa ceva. Dar când e vorba de... n-a fost vorba de el. Dar când e vorba de așa ceva, de hărțuire și la locul de muncă, după câte am înțeles, trebuie să iei atitudine, nu poți să lași așa, pentru că dacă lași așa, oricum nimeni nu o să te creadă, mai ales pe femei nu le crede, zice că ori provocat și nu știu de ce. Adică dacă e o fustă mai scurtă, înseamnă că provoci. Și eu o fustă scurtă. La vârsta mea, port fustă scurtă. Asta nu înseamnă că vreau să provoc pe nimeni, așa mă simt eu bine, pentru că sunt femeie și mă îmbrac cum vreau eu, așa și toate celelalte. De ce să provoci pe cineva? Poate că sunt câteva care într-adevăr provoacă, dar majoritatea nu. Majoritatea nu vor asta. Vor doar să se simtă bine în pielea lor și cu hainele pe care le adoră. Voi ce ziceți? A discutat asta și în emisiune. Simona Gherghe a fost de acord cu Elena, normal, pentru că are dreptate în cazul ăsta, și spunea că dă dovadă de misoginism când spune să lasă așa, că să depășească. Nu poți să depășești așa ușor, mai ales aceste momente. Poți să te urmărească toată viața. Ar avea nevoie de un psiholog. De ce nu face câteva ore cu domnul Puiu? Dar asta e alegerea lor, nu? El crede că nu mai are rost să mai discute despre asta, dar să facă ce simte. Toată lumea face ce simte, că nu faci ce face, nu simți. El ar trebui să înțeleagă asta. Și văd că n-a înțeles. Am impresia, doar eu, sau am mai văzut și niște comentarii, că el vrea să controleze. Așa a încercat și cu Antonia, că să asculți, că ce spune o spre binele tău. De unde știe el care e binele ei? Și al Antoniei și al Elenei, de unde știe el? Fiecare știe pentru persoana lui, nu binele altuia. Apoi cazul s-a discutat și la Capricii, normal, normal că s-a discutat, era și bune acolo. Au urmărit câteva scene de la petrecere când ei stăteau de vorbă, el era băut bine, bine atunci și mai era și Alex cu Cristina lângă ei. Chiar i-a zis Alex, zice, te-ai făcut bine de tot, cam așa ceva. Și nu știu, i-a zis ceva lui Alex cu te iubesc sau cam așa ceva, parcă am auzit. Și când i-a zis ei și pe tine te, apoi a schimbat-o, apreciez și zice, e prea de vreme să spun te iubesc. De ce e prea de vreme? Știți de ce? Pentru că nu o iubește. Și dacă nu o iubește, cum să-i spună, nu? Doar că ține la ea. Da, iubire nu. Dar se vede lipsa totală iubirii din partea amândurora. Și... apoi el spune, ea îi zice lui, eu nu aștept nimic de la tine. Ce pot să aștept de la unul ca Valentin? Ce pot să aștept? Nimic. Are dreptate Elenei. Așa că nu sunt potriviți. E părerea amândurora.
și a mea. Chiar de la început au plecat cu stângul în această așa zisă relație. Apoi a început să plângă. Păi da, ce să facă? Ea e afectată emoțional foarte tare. Are neapărat nevoie de un psiholog. Ar trebui domnul Puiu să facă ceva, să câteva ore să discute cu ea. A văzut ea la mai mulți. A oferit acest ajutor. Iar el, așa băut cum era, zicea că el crede că ea e afectată de tot ce face el, tot ce zice, și încerca să-i spună ce am greșit, cu ce am greșit, dar vorbea tare și ea i-a spus, nu mai vorbi așa tare, dar el nu, continua cu ale lui. Repeta în continuu, cu ce am greșit, cu ce am greșit, că nu-ți, cam așa ceva îi spunea, nu-ți place, nu-ți convine nimic din ce fac, adică într-un fel, așa cred eu, că ar fi vrut, în caz că se vor despărți, pentru că așa se îndreaptă spre despărțire, așa îi văd eu, să nu fie vina lui, să fie vina ei. Da. La capricii a fost întrebat Valentin ce s-a întâmplat și a spus că să înțeleg separat. Da, așa și este. Paula Chirilă chiar a observat că nu există afecțiune între ei, chiar nu există, dar a vrut ceva Raluca să spună și Gabriela, în stilul ei, a oprit-o pentru că la telefon era mama lui Valentin, care a observat și i-a și spus că nu e fericit, l-a întrebat dacă e fericit, a vrut să știe ce se întâmplă și e de acord cu Valentin că ea aduce trecutul în discuție tot timpul. Că el n-ar vrea să știe toată lumea ce i s-a întâmplat ei. Și aici adevărat. Prea mult se victimizează Elena, de când a intrat cu victimizarea. În continuu, că n-are mamă, că nu cunoaște nici pe mama, nici pe tata, care are mamă adoptivă și toate astea. Păi nu știu ce rost au astăzi. Bine, îi spui lui, dar ei îi place să fie victimă, că a văzut că în alte sezoane victimizarea chiar a prins și au fost în top 3, dar uite că publicul și stafful s-a săturat de atâtea victimizări. Iar mama lui Valentin crede că ar trebui să fie mai apropiați. Că el încearcă să se apropie de ea și ea este foarte rece, așa vede ea. Și că îl respinge. Că cei de acasă, familia, prietenii, toți îl iubesc, sunt alături de el, normal, copilul lor, prieten, rudă ce-o fi, că își dramatizează relația, se referea la ea. Amândoi o dramatizează. Da. Mai ales Elena. Elena la capricii. Mai o acuza mama lui Valentin că vorbește tot timpul de trecut, de hărțuiri, de violențe, iar băiatul ei n-are nevoie de așa ceva. Și aici dau dreptate, că s-a pierdut acea scânteie, dar a fost, au avut o scânteie, poate că au avut-o, eu n-am văzut această scânteie, i-am văzut doar timorați de faptul că vor fi eliminați. Și-au făcut cuplu, știți că el l-a mai respins-o de două ori, parcă înainte, apoi l-a întrebat, ești fericit? Și el a spus, acum suntem certați, a evitat. N-a zis nici că e fericit, nici că e nefericit, adică n-a vrut să supere pe nici care. Și Bunifloare era acolo și zicea că Elena în ultimul timp e rece și cu ea. Apoi Elena iar a început să plângă pentru că asta se pricepe cel mai bine. Și Floarea tot îi dădea înainte cu acuzațiile. Apoi când a fost pauză, el a plecat, a lăsat-o și a plecat. Am zis că nici nu stăteau împreună, stăteau Floarea în mijloc, el într-o parte, ea într-alta. Iar după ce a plecat Valentin în pauză, s-a dus în casă sau unde s-a dus, Floarea a luat-o pe Elena în brațe, să o consoleze puțin, am văzut că a pupat-o și s-ar putea să se despartă, nu știm, dar vom vedea, bineînțeles, în emisiune ce o să se întâmple cu ei doi. Ei stau, v-am spus, doar de frica eliminării și în caz că se vor despărți, automat o să meargă la eliminare, pentru că staful nu mai are pe cine elimina, toți sunt cupluri. Dar dacă vă amintiți, în celelalte sezoane
Au fost și eliminare de cupluri. Au fost chiar băgaseră actele în sezonul 5, Leo și Anda băgaseră actele și a fost eliminați. Asta din cauza Danei. Ea nu știa să se comporte. Cu ei doi n-am avut nimic în emisiune, nici cu, nici cu Dana, da, Anda și nici cu Leo, doar cu Dana. Câteodată avea dreptate și Dana. Cererea lui Alex. Am mai vorbit despre asta, dar dacă vorbesc și ei, mai vorbesc și eu, nu? A venit familia Cristinei, câțiva dintre ei, tata ei n-a putut că a fost la muncă, n-a putut să scape, mama, mătușețul și un unchi. Laura a rămas la hotel, dar spunea Laura în emisiune că a văzut de departe așa ce s-a întâmplat. Și după ce au stat puțin de vorbă, cei doi s-au dus, au luat o masă, au mai vorbit, bineînțeles, cu camerele după ei, acolo undeva la un local. Și apoi au plecat la hotel. La hotel, chiar Cristina i-a plăcut foarte tare camera, aranjată camera matrimonială, aranjată foarte frumos. Și bineînțeles că cei din staff au plecat, cameramanii toți au plecat, i-a lăsat, a venit a doua zi dimineața, erau foarte fericiți, dar nu-mi place întrebarea aia, cum te simți? Păi după o noapte împreună, cum să se simtă? Voi cum vă simțiți? Mă refer la aceia care i-a întrebat, cei din staff și cine mai fi venit cu el din producție. Ce întrebare? Cum te simți? Cum poți să simtă? Întrebare indiscretă. Eu n-aș răspunde la întrebarea asta. Iar mi-a plăcut după ce s-au logodit, zice Alex, oficial m-am nenorocit. Știți că așa se zice, când te-ai căsătorit, te-ai nenorocit. Dar depinde, poți să te nenorocești, poți să fii un om foarte fericit. Depinde doar de ei doi, cum o să fie. Am văzut că multă lume crede că nu se potrivesc, că nu se iubesc, că au făcut cuplu doar pentru că să rămână în casă, doar să câștige, n-au nicio șansă pentru că nu sunt în top. Așa că asta e. Apoi au plecat, bineînțeles, înapoi la Boftea. Au intrat în casa Mireasa. S-au dus Alex și bunii lui, bineînțeles cu stafful după ei, s-au dus să cumpere de la Splendor un inel. El cam avea idee de mărimea 50, până la urmă a fost 52, 54 zicea că e prea mare. Am văzut că s-a uitat puțin, zicea, îmi face cu ochiul acesta, i-a prezentat un inel cu diamant, nu i-a plăcut, a căutat altul, a încercat pe degetele bunicii și zicea că îi place din aur alb cu o piatră în mijloc. Și bunii întrebată a spus că el e pregătit pentru căsătorie și el a spus așa, că ar face orice pentru ea. Inelul foarte frumos, l-a probat. Splendor, văd că sponsorizează în continuare Mireasa foarte bine. O să mai chiar spunea femeia cea vânzătoare că o să-i aștepte și la verighete. El a văzut că pare foarte fericit că se va căsători, da? Și era foarte bucuros că a nimerit inelul. Îi place și Cristinei, zicea că e perfect. Și mie mi-a plăcut cât am văzut, dar ce nu mi-a plăcut când a arătat așa mâna, tatuajele acelea, așa pe o fată, multe. Bine, sunt de acord cu niște tatuaje la fete, zic, la femei în general, cu niște tatuaje mai micuțe, dar tatuajul acela a umbrit toată splendoarea inelului, să spunem așa, că tot de la splendorie. Nu-mi plac tatuajele multe, pare vulgar, eu așa le văd. Am văzut pe aici, prin oraș, când vin străini, bine, și femei de aici sunt destule, acum în ultimii ani, dar nemțoaicele, englezoaicele, chiar și franțuzoaicele, foarte multe tatuaje, foarte multe. Era o fată, avea un picior negru de tatuaje. Eu n-am tatuaje, nici copiii mei. David are unul făcut mai de mult, dar micuț. Mie nu-mi plac, eu nu mi-aș face. Doamna Mariana a fost mama desemnată de concurenții să aleagă o pereche care să doarmă împreună. Și, bineînțeles, cum s-a așteptat toată lumea, a ales pe Albert și Laura
să doarmă în această seară împreună. El ar fi vrut să doarmă în casa băieților, chiar vorbise cu doi dintre băieți să plece, dar ea n-a vrut. A spus că se simte mult mai confortabil în camera ei, cu foarte multe jucării. Eu nu înțeleg pe acești susținători. Nu le mai trimiteți ursuleți de pluș, nu sunt copii. Au venit să se căsătorească. Cum să trimiți ursuleți la oameni de 30 de ani care vor să-și temeze? Ce să facă ei? Acum copiii micuți nici nu se mai joacă cu plușuri. Toți vor telefoane. Bine, mai sunt și copii care se joacă, dar rar. Da, la copii, da, dar nu la oameni care au venit să se căsătorească și au o vârstă, sunt maturi. Și foarte multe. Și baloanele acelea, când le văd, eu urăsc baloanele. Totdeauna le-am urât. Nu le văd rostul. Chiar nu le văd rostul. Chiar i-am văzut când aveau baloane cu heliu, se jucau că își făceau voce de a inhalau heliu. Cred că nu și-au dat seama cât e de periculos, dar Maria cu Ștefan, ce să, pretenție să avem de la Maria. Deci, Laura, normal că s-a dus prima dată, a mai tras de timp, a stat în bucătărie și au făcut un ceai, au vorbit. Apoi el voia să meargă să culce. Știți că el e somnorosul emisiunii. Dar Laura a fost puțin supărată pe el, cât i-a lipsit și el era în cursa de eliminare, întrebat fiind la testimoniale dacă e îndrăgostit de ea. A zis că nu e îndrăgostit, că e prea devreme. Ea poate că e îndrăgostită, dar eu n-aș spune îndrăgostită. Ea e disperată să se mărite și îi se pare că e îndrăgostită, dar nu este. Că simte ea nu știu ce, pe asta poate să fie o atracție, tot aia simți. Și el a spus clar, chiar zicea Simona Gherghe, parcă, că se aprecieze sinceritatea. Păi nu e îndrăgostit omul, pentru că e presiunea pe el și el simte asta. Nu poți la o presiune așa mare să zici că gata, m-am îndrăgostit, că s-a pus presiune pe mine. Nu? Laura știu că are 28 de ani, iar el doar cât a împlinit 23. El n-ar prea fi pregătit. Știu că îi place, el o prietenă să aibă, să întâlnească vreo 2-3 ani. El nu e matur, el e încă copil. Așa că nu înțeleg pe Laura și am văzut multe comentarii la adresa ei pe această temă. Ci cu presiunea asta, știu că ea are o vârstă, dar a făcut alegerea greșită. El nu o vrea ca nevastă, ca prietenă, ca, să zicem, iubită, da, să se întâlnească, dar fiecare la casa lui. Cu toate că atunci când a fost întrebat unde vor locui, eu a zis că ar vrea să locuiască împreună. Dar nu îl văd pregătit, nu îl văd pur și simplu. Apoi, după ce s-au închis ușile, ei s-au dus și au făcut cartofi prăjiți, s-au făcut mâncare și au făcut ceaiuri, el tot zicea, hai să mergem la somn, s-au dus în cameră, ea și-a pus o pijama foarte sexy, dar când au intrat erau multe jucării pe acolo și pe patul ei și peste tot. Am văzut că Albert le-a luat pe toate și le-a aruncat acolo în locul dintre paturi, chiar în curcă și chiar eu nu le văd necesare la o fată de 28 de ani. Și s-au pus în pat, s-au pus la somn. Da. Săracu, îmi pare rău de Albert pentru că e foarte mare presiune pe el. Știți la început că a refuzat atâtea fete, tot din cauza asta, că el nu e pregătit. Nu știu care îl vede pregătit. Iar Mariana vrea însurat și s-ar și putea să se căsătorească în ultima gală, pentru că ea își dorește premiu, dacă vă amintiți, sezonul 6, când era altă mamă cu băiat foarte tânăr și a făcut căsătoria la presiunea mamei Adriana și cu Cosmin și cu celebra Miruna, că ați văzut cum s-a terminat? Ați văzut. Așa că atunci când e vorba de căsătorie de viitor copilului, lasă-i pe 20.000 de euro, când era partea lui, nici atâta. Contează asta? Sau contează fericirea copilului? Se pui presiune pe el, gata, soarte, că ai șanse la premiu. Voi ce credeți? Merită? Alții care nu se potrivesc absolut deloc decât doar să chinuie să rămână împreună tot așa de dragul ca să prindă gala, finalul.
E cuplu Vlad și Iuliana. I-a spus de la început că vrea să se mărite. A spus clar. El a spus că nu. Deci nu sunt potriviți și nu sunt potriviți, nu sunt doar din acest motiv. Am văzut că el când vorbește cu ea, mormăie. Eu nici nu înțeleg ce zice. Doar mormăie. Nu vorbește clar și răspicat. Da. Și el nu vrea. Nu vrea de nevastă. Poate așa să șadă împreună după ce ies de acolo, dar nu vede un viitor cu ea. Și am văzut că tot o acuză. Tot o acuză, iar ea zicea, ești foarte complicat, eu n-am mai avut un bărbat așa ca tine, că nu îl mulțumește nimic, așa și este. Exact la fel ca Valentin, caută motive în caz că se vor despărți să dea vina pe ea, pentru că majoritatea bărbaților fac așa, nu doar Valentin și Vlad, să știți. Că lui nu-i place nimica. Am văzut că și la Capricci cel puțin ei doi erau împreună. S-a vorbit despre asta. Paula Chirilă crede că e arogant. Și a mai fost o întrebare care Iuliana a tot evitat răspunsul. Ea i-a spus că afară nici nu s-ar fi uitat la el. Normal. Afară aproape toate cuplurile, toți care sunt, și nu doar din sezonul acesta, din sezonele trecute, afară nici nu s-ar fi uitat unii la alții. Dar în casă e altă viață, e presiune foarte mare. Gata, fă cuplu că altfel pleci și ei vor să rămână. Rămâi în cuplu, logodește, găsorești și câștigi premiu. Asta e, nu că ar fi mare iubire între ei. Am văzut că Iuliana tot evita răspunsul și a fost întrebată și de Gabriela și de Paula Chirilă dacă i-ar fi zis ei asta, cum s-ar fi simțit. Ea a încercat să zică că nu era vorba despre asta, că altfel, că da, asta, despre asta era. Că ei nu se potrivesc, ea e mai drăgostoasă, iar vrea să o ia în brațe, iar vrea multe, multe, ar vrea și să mărite și el nu. Nu-i văd împreună. Poate o să se căsătorească doar de dragul de a purta rochia de mireasă, pentru că ea e disperată, la fel ca și Laura. Dar așteptăm gala. Cam atât am avut până acum. Vă doresc în continuare o zi plăcută și la revedere!